Astăzi am venit la Zbâr și o să facem schimb de mașină. Bă, dă-te mă jos, bă. Zbâr, o să-mi conducă mașina, să vedem ce părere are de evacuare, în primul rând. Iar apoi Bisoi va conduce pizza pentru prima oară și puțin cam riscant că el încă n-are carnet de mașină electrică. Să zice aerul condiționat. Ai permis de aer de electrică? Doar de ventilație. Am început bine. Paolo, deja nu-mi place că stau în dreapta. Ai stat vreodată la mașina asta în dreapta? Da, odată, de două. Ți-a luat carnetul, nu? Am început cu stângul, că am văzut că nu merge ăla, cum îi zice. Hai să continuăm, nu contează. Iar mă enervează că nu e ca la seria 4 meu să mă roage cu centura, știi? Te rog eu, vrei să spui te rog centura? Deci, dăm start engine. Oh, dar s-a răcit, trebuie să aștept să se încălzească puțin. Așteptă, nicio problemă, până atunci. Ia uite bă, are meniul ăsta. Da, mai apasă o dată cu degetul. Mai tare. A, nu. Deci, mă jur, arată exact cum arăta la mine pe seria 7, dar acolo era, cum îi zice, acolo era, sincer, mașina foarte bine întreținută. A avut și un prieten de-al meu, Edi, tot seria 6. Da, nu pot să zic că arăta chiar la fel, asta e așa foarte bine păstrată, dar bine, mai contează și omul. Știi vorba aia, patru butoane, patru butoane. Patru butoane, ce patru butoane avem? Avem aici lane keep, cred că lane assist, dar arată toate la fel, toate au benzile așa stânga, dreapta. Unul, ăsta e heads-up display-ul, se vede heads-up display-ul. Ridică mâna, serio. Ăsta ce face? Ăla îți vibrează volanul, dacă... A, gata, că zice rrrr, vezi că dai pe partea alaltă. Așa și alaltul, lane keep? Unghiul mort, unghiul mort, din, uite de aici, din oglindă. Băi, e buton pentru asta? Păi, suntem în 2016, ai uitat? Așa și asta, ultima, nu știu ce e, cred că... Chiar nu știu ce e asta. Da, nu mai contează, le are. Dar, mai are o șmecherie aici. Asta e butonul cel mai scump, asta e butonul de distronic. De aici ar setez mai în față sau mai în spate. Da, da. După asta să vă luați. Da, vezi că e un fel de distronic mai ciudat, că nu pleacă de pe loc singur. Trebuie să accelerezi tu. Nu contează. Și nu e așa comod. Da, da. Bă, pe autostradă. Autostradă e șmecherie. Foarte, știi cum stă la 230? Nu știu. Ia uite, are și Siri. Ia cum se aude. Da, ăla e claxon. Ia uite, încălzire în scaune, încălzire în scaune. Răcire în scaune, nu că oricum e bună. Nu am vrut eu. Nici eu. Știu că e cu ovarele cu ele. Exact. Să nu răciești, să... Mai ales că tu plimbi o grămadă de fete pe aici cu mașina, îți dai seama. Da, cred că am avut două maxină. Ui, bine. Uleiul mai are. Mai are, oleac. Mă crește. Crește, ia, te vede unde-l dă ăsta, în sport. Eu aveam buton, sport, bum, bum, bum. Aici, da, poți să-l dau de acum pe sport? Da, dar să știi că nu o să facă nimic. Pentru că eu am lăsat clapeta deschisă. Adică s-au de la fel și pe confort și pe sport. Doar că pe sport o să se schimbe și o să aibă popsurile mai agresive și... Sport Plus atunci. Da. Mamă, îmi dă Dynamic Traction Off direct la Sport Plus. Păi da, dar X-Drive, deci n-ai ce să... Băi, și mai aici încă un buton. Ăla e... Traction. Și îl ții apăsat ca să se dezactiveze. Lasă confort, lasă-l că e bine. Lasă-mă ușor în confort. Lasă-mă ușor. Ia uite mare camere. A, la fel ca pe ăla vechi. Și de astea și 360. Da, stai că de aici. 360 al vechi. E un 300. Că 60. Dar nu că în față n-are. Păi da. Aia zic un 300 mai mult. Dar te descurci. Uite astea stânga dreapta și cele mai utile că vezi dacă te încadrezi între astea două. Aia mi se pare cel mai util. Merg. Dar rău mașina. Oricum, știi ce care a fost? Are și capac. Da. Știi care a fost dauna supremă a lui Eddie când a aflat că ăsta nu se rabatează. Și a mea a fost la fel. Da, tu da, jur. Păi când am văzut așa mare, am zis, mamă. Mamă, cât se duce asta, wow. Da, se duce în sus. Uite, da. Perfect. Și merge și în jos, dacă... Dar trebuie să bagi de jos după buton și îți vine înăuntru. Yeah. Asta e, o mai e din când. Nimeni nu s-a răscut în fața aici. Da. E memorie. Da, n-are masaj. Da, n-are cine... masaj? Vecinii n-au probleme cu sunetul, gen ecologia. Nu mă, ce se audă. Dar ce, cum ce mașina lor? Eu n-am înțeles. Ei, se aude frumos. Chiar sunt curios ca și comparație. Te-ai văzut asta? Chiar sunt curios ca și comparație cu seria 4-ul meu, care teoretic are aceeași motorizare. Asta e N55, ăla e B58. Da, mă, 40i. Da, dar ăla e mai puternic. E o fi, dar toc ăla e. Ăla are 385 de cai. Ăsta are 320 toc. Da, dar scena mea?
Impozit, că e ibridă. Da? Da. A. Are un trec aia acolo, numai corect. Ca să... Opa, așa, stai să... Aoleu! Să moară mama, oprește! Băi, ești nebun la cap, cum se aude, băi, e rău, bă. E stricată sau de așa? Mamă, de tare se aude. Dar dă-o și pe sport. A, e pe confort? Da. Și pe... Sport plus. Aici trebuie să ne întoarcem că nu avem permisul de off-road la yeah. Tare, rău. Mamă, dar mi-e frică să nu care... Ia, pe aici? Bă! Dar e mai mișto să-i dai tu pe manual. Să schimbi tu. Ia. Schimba acum. Băi, ești prost cum se aude. Dă-te. Și dă-i niște inferioare. Închide geamul că vâși rău. Stai. Poți să-i dau acum da, inferioară? Da, dă-i. Mai dă-i una acum. Și acum ciupește accelerația. Asta e reacția tuturor când aud evacuarea, efectiv. Bă, sincer, eu o simt parcă puțin mai rapidă ca... N-are cum. Nu, stai puțin, aia o simt mai agilă. Exact. Că gen pleacă mai repede de pe loc, da. Dar asta simt că stă mai bine pe drum după aia, nu știu cum. Nu știu, și-a mea tot X-Drive e. Cu aia n-a mers, dar mie mi se... A, apropo, vezi că ea stă mai bine că are și arcuri, e puțin coborâtă. Bă, stă super bine pe băie, cu... Stă super bine. Bă, ale mele se aud mult mai încet. What? Bro, what are you talking about, man? Da, dar n-are... Dude, that's actually... Dar accelerează și schimbă până la urmă să vezi cât de frumos pognește. Dă-i plană și acum schimbă. Mamă, până și pe mine mă face să râd. Eu am de 2 ani. Tare rău. Tare rău. Dar vin afară să vezi. Dar ce ai dat jos? Las că văd un ceru. Are downpipe și intermedia, l-a scoasă, mai are doar final. E straight. Ah, nu contează. Băi, foarte. Ce acum să fur. Ia, de. Eu ți-am zis. E prea tare. Băi, dinăuntru se aude și cât de frumos. Nu mi se pare că se aude tare. Nu? Se pare că se aude foarte bine. Băi, dinăuntru se aude... Bă, dar afară chiar se aude. Cum se aude? Eu am fost oricum adeptul a mașinilor gălăgioase, deci... Dan. Ce faci? Chiar e? La 8-9 mii cât a dat pe aia? Cât mă? Așa, să ne punem centurnica. Gata, ea e pornit acum, da. Mamă, stai să-mi dau cu scaunul aici. Mamă, l-au sunat pe zbâr până acum 5 copii. Nu, 2. Tipa aia cât sunteți? 7, 9, 10, 11, nu mai știu câți eram. Câte apartamente ai? 20? Nici chiar 20. 2. Cum se pare volanul? De fapt, vedem acum la curbă cum ți se pare. Acum e testul. Bine. Nu, dar e că nu că n-ai voie să-i dai drumul. Ia, hai să vedem dacă facem accident. Mamă, dar zici că merg cu... What the fuck? E ciudat la curbă, asta e faza. Da, chiar e ciudat. Pam, 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 pam. Mamă, zici că, deci jur, zici că este cu autobuzul, e foarte mare. That's what she said. Bă, da, e mai lungă ca G-Class-ul. Bro, what are you talking about, man? Mai lungă, bine, dar... O iau înainte, nu? Da, da, 6 inci intrăm în ea, adică, da. 7, dacă v-ați uitat la TikTok. Adevărat, adevărat, unul stă pe jos, da. Da, n-are treabă.
mă mai simți puțin, dar fă bine. Acum e în cea mai în sport? Ca viteză, da, e în sport. Ea nu e modelul ăla performance. Frână, are și frână aia. Da, 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 eu țin tot timpul activată că mi-e mai ușor să conduc cu ea. Mm-hmm. Dreapta sau stânga? Dreapta. Sau stânga, unde vrei, dar fă-i dreapta prima oră. Și așa când ajunge în linie dreaptă, calc, o să vezi cum e. What the fuck? Mamă, ce senzație! Șmecherie? Doamne, dar e dubios! Nu te aștepta. Fă-i pe aici dreapta să avem unde să întoarcem. Nu te aștepta să fie așa când te uiți la... A** cu de Hyundai, ce... Știi ce zic? De exchange. Exchange. Mamă, cum se duce! What the fuck? Și asta nu e aia performance? A se observa? Da, da, eu mă gândesc cât are 2 tone și. Da, 2 și ceva. What da. The fuck? Mamă, cum se duce! Băi, deci îmi place la nebunie să dau mașina la oameni care n-au mai condus Tesla până acum. N-am mers nici cu electrică. Pe bune? Da. Tare atunci. Întorc aici în parcare? Da, da, da. Mamă, dar vezi că frâna asta e super comodă. Super utilă, mi se pare. Doar ții piciorul pe accelerație. Mm-hmm. Bine, când e vorba de o frână bruscă sau ceva, o mai pui și pe aia, dar în rest, na. Dar poți să scoți și să dezactivezi frâna aia? Da, uite, evident. Deci, în primul rând, deci putem să dăm și pe chill. Ia, calcul acum să vezi cum e. De oameni, de condus, știi ce zic? E super mișto. Și acum e fără frână aia, automată. Tot o are puțin, dar nu are așa mult. Ia, lasă să vezi. Da. Oare mai puțin, dar eu țin pe standard că așa m-am... Ai, uite, pot să întăresc și volanul acum. E mai greu sau? Cum, că e fel de moale. Se învârte mai greu sau nu? Că niciodată n-am trecut-o în sport. Da. Și... Ia. Și acum îl dau în confort. Da. Ok, da. Ăștia sunt. Mamă, dar frâna asta e super interesant. Avem și cameră live, fii atent. Putem să facem și pe TikTok? Să vă luăm donații? Mai luăm una? De aici dai Dede. Dede. Stai că exact. Văd mă uită în față și văd în spate, n-are sens. Doamne, cum crește viteza. Ia zi, devii fan electrice? Seria 6? Nu, pe bune, ai dat sunetul ăla de la seria 6 pe viteza asta? Da, mi-aș lua asta ca a doua mașină. Da? Clar. Jur. Așa m-am gândit și eu. Gen. Cel mai... Doamne, ce mișto. Uite cum se duce. Mhm. Nu, oricum n-are treabă senzația din video. Exact. Uite cum a depășit. Nu mai filmez că aveam 120. Aveam 50. 50. Exact, da. 120 de metri am mers așa. Mama cum s-a dus. Bă, da, știi care e faza? Că asta pe viteze mai mari nu mai simți, dar tot îi dă. Exact. Adică de la 120 la 160 nu te mai bagă așa rău, dar viteza se duce. Tot crește. Exact. Întorc, nu? Da. E foarte periculoasă. Adică asta te duci în față, în spate să o testezi, dar de zi cu zi eu nu merg repede cu ea. Volanul sincer e super incomod. Bă, uite, da, acum, sincer, nici eu nu mănânc căcat. Chiar nu e cea mai bună alegere, volanul. Dar mi se pare haz. Da, ia gândește-te dacă l-aveai pe ăla de și semnalizai de pe el. A, da, era șmecher. What the fuck? Ia vedem, las-o și calcuier acum. Mamă. A, ăla a fost un copil sau ce? Aoleu. Ți-am zis? Și spusei. Ți-ai video ăla? Ana cu becul. Ce-ai făcut? Și spusei. Așa mă simt ca Andy Popescu, vine un om cu mașina, mă plin cu ea și pe ha, mă, ți-a spus Tesla. Tesla mea, că... Bun, așa, acum ca o părere așa, mi s-a părut tare rău seria 6, e o mașină care nu arată ca și cum ar fi cât de puternică e. Un fel de slipper. Bă, slipper, deși ea nu e slipper, dar e puternică rău, îți curăsc cum ar fi un M6. M6-le e the real shit. Ai condus? Nu, dar... Îți imaginezi? Îmi imagine exact. Da, cum ți pare Tesla? Foarte mișto. N-aș da șesarul pentru, dar vreau și eu electric, chiar vreau.
Bombă. Facem partea a doua de la video ăsta, dacă strângem... Da, dacă nu strângem 500 like-uri, distrugem Tesla. Exact. Partea a doua facem cu Jeep. Dacă strângem 500, distrugem seria 6-le. Exact. Noi am fost... Zbâr, Andrei Zbâr. El a fost Zbâr. Zbâir. El a fost Bir. Ca codă de pe care merge. Taie, taie. Eu am fost Bisoi și ne vedem la următorul video. Pa! Bun, bă, cu... Hai, hai, hai. 650. Mă, mă, dar pe mine mă las la p*** non-stop, efectiv. Taci, urcă-te și tare. Deci, în primul rând, ce apreciez foarte tare la mașină e, bun, cameră, tot, senzor, din câte văd, e destul de full. Da. Ai zis că patru volanul e... Știi de ce e volanul făcut așa? De ce? Am cumpăr... Eu când am luat avea 27.000 km și cum vedeam că se lucește, îl ștergeam cu piele, cu peri... Nu. Cu perie specială de piele și așa, okay. Dar l-am șters excesiv și am luat vopseaua de pe el. Nu știu ce să zic, mie îmi place senzația asta de volan, adică eu nu știu... Mamă, deci cum se simțea așa mat și nou? Nu știu, oricum mașina e foarte, foarte mișto. Mamă, dar e o senzație mașina asta. De pe sunt de manual, ca să rămânească. Știi mai bine. Așa. Da. Băi, ce frumoasă e. Bă, eu sunt iubitor de BMW de înrăit. Nu știu, mă, dar ecranul nu-i schimbat nimic, asta. Nu, așa e ea. Așa e ea. Da. Deci nu vine. Și mie mi se pare NBT Evo, parcă e asta? Sau nu mai știu. Habar n-am. Nu mă lua cu tine să zici că mă înjur. Nu știu. Trapă tot, îmi place foarte mult. Și ce n-are? Ce? Deci direcția îți place la ea? Mie nu-mi place. Mult. Pe bune? Da. Mai e direcția aia de virează și spate. Nu ne pas. Efectiv nu ne pasă dacă virează spatele, dacă nu, e o senzație mașina asta, punct. 320 de cai. Atât are. Bine, cred că are undeva la 340 acum cu tot ce am scos de pe ea, căci chiar îi dă niște putere. Da, 100%. Zic imediat cum se simte. Dacă vrei, dă motură și cu șeptarul să vezi cum se simte și 400 de căluți. Dacă vrei, ieși pe acolo să-i dai. Sigur? Da. Bine. N-am okay. Treabă. Na, bun. Atunci revenim când îi dăm. Da, ne place mașina, hai. Băi, incredibil. Da, nu mă așteptam să fie sâmbătață după ce am stat pe burtă, am băgat la dubă bine, m-am uitat la Rick and Morty să vină băiatul cu un cesar. Fii atent, ciupește-o când ajunge la 4.000. Stai că... Stai că mai lasă un pic. Accelerea, schimbă. Dă-i 3. E incredibil. Dar cu geamurile închise cum se aude? Aia cu are trapa. Schisă. Și cu geamurile închise se aude mișto. Dar zici că nu e BMW la cum sună, incredibil, mă. Dar zici că are sunetul de M. Efectiv, sunetul ăla. Mă, e N55, ăsta se pune și pe M2. Da? E ăla de pe M2, da. M2-ul nou sau... Ăla vechi, da, okay. Și pe competition, M2-ul vechi competition are S55. Știi, ălea cu S sunt ălea, nu le spară nici cu nimic. Bă, ador BMW, punct. Vezi că face babă asta în fapt. Doamne, același sunet îl are motorul ăsta de 3000 și pe șeptar, și pe pătrar, și pe orice. Doamne, ador. Deci nu vine să cred că de frumos poate să arate mașina asta. Cum? Acum nu. În spate e bine, în spate nu? Ai doar două locuri, să știi. Da, adică da, ai da, doar da. Astea sunt. Doamne, cât de mult îmi place. Și îmi place că în orice viteză îți face bărpul ăsta, știi? Da. Și e exact cât trebuie, mie așa mi se pare.